Bună ziua! Astăzi vedem ce vorbim. Prezentul ăsta e cel mai simplu de accesat și în același timp e foarte dificil de accesat. Din ce cauză? Prezentul în fața ta. Parcă mintea ta complică lucrurile. Foarte mult. Din cauza asta nu-l poți accesa. Pentru că mintea interpretează orice vede. Am avut un câine pe nume Blacky. Să vă spun o poveste. Am avut un câine pe nume Blacky. Ăla-i prezentul. Cum trăiește un câine, nu se plictisește niciodată. Vede tot, miroase, aude. E aiurea ce vă spun, dar așa e. Câinele îmi dădea lecții zi de zi de prezent. Dar nu eram eu prezent ca să văd că aveam un maestru lângă mine care m-a învățat cum să trăiesc prezentul. Să juca. Normal, era așa agresiv, poate cu alți câini sau domol, liniștit. Îl închideai în curte, nu se plictisea, se juca, rodea, mânca. Am avut maestru lângă mine. N-am înțeles ce-i prezent. Deloc. Am avut copii lângă mine, copiii la fel trebuie prezent. Deci copiii nu interesează, copiii până în 5 ani, 6 ani. Îi trăiesc prezentul complet. Ei când te privește, te privește cu ochii. Când mănâncă, să vezi că mănâncă. Și să uite și mănâncă. Îi trăiesc prezent. Aveți maestri spirituali în familia voastră. Ei vin de la mama natură. Deci voi aveți ori nepoți, ori copii, ori animale, ori orice. Ăia trăiesc prezent. Deci dacă i-ați putea copia cât de cât, ați trăit și voi prezent. Un câine niciodată nu-i plictisit. Un copil niciodată nu-i plictisit, s-a apucat să plânge. S-a apucat să râde. Dorme cum vrea, mănâncă cum vrea. Dacă îi dai să mănânce, observ că nu o să mănânci, că nu-i trebuie. Dacă e foame, să vezi că se uită după mâncare, caută, miros. Sau plânge, sau face ceva. Deci maestri spiritual care să vă învețe prezentul, îi aveți în voi, în familiile voastre, în casele voastre, în viața voastră, aveți? Să începe cu prezentul. În prezent se oprește mintea. Copiii n-au încă mintea formată, animalele au minte, dar foarte subtil și altfel. Ei trăiesc prezentul ăsta.
Așa venim toți. Și tu ai trăit prezentul, și eu, și toată lumea. Când eram mici copii, copilași, când eram mici. Păi noi dacă am trăit prezent, la ce mai trăim în memorie și în imaginație? Deci noi am puterea care atinge prezentul. Sunt puțini oameni care atinge, el poate să-și folosească memoria lui, poate să-și folosească imaginația lui, dar nu mai folosesc pe el. Și îți dau și un exemplu. Drastic într-un fel, dar ți-l dau ca să înțelegi. Dau un exemplu mai greu, dar ca să înțelegi, ca să prindă ceva din videoclipul ăsta. Eu pot să-mi folosesc imaginația. Mâine îmi taie picioarele, pentru că nu mai am sânge în ele, trebuie să mi le taie jos picioarele. Deci, eu pot să folosesc imaginația mea. Dar nu pierd momentul ăsta. Îți dau un exemplu de memorie. M-a bătut unul atât de m-a lăsat lat, jos. Bătut foarte tare a fost. Nu mai puteam sufla. Nu unul, mai mulți. Eu nu mai trăiesc emoția aia. Nu mai trăiesc bătaia aia. Văd imaginele că am fost jos, lovit atâția mine, picioarele, pumnii din răutate. Dar nu mai trăiesc emoția aia. Deci pot să-mi folosesc memoria, pot să-mi folosesc imaginația. Și să nu am frică. Stau în fața unei camere și vorbesc. Unei camere video. Vorbesc, fumez o țigară. Deci pot să le folosesc. Dar să nu pierd momentul ăsta. Ce-i momentul ăsta? Îmi vine să fumez, fumez. Dar nu mă pierd că țigările îți omoară viața, faci cancer, tuberculoză, tot felul. Nu mă pierd acolo. Dar pot să mă accesez mintea. Bine, da. Asta e ceva dincolo de prezent, e ceva mult mai profund în ființa ta. Ți-am dat niște exemple mai drastice, cât de cât să înțelegi și tu ce vorbesc. Tot timpul avem maestri lângă noi, un copac, dar trebuie să înțelegi. Hai să luăm altfel, să luăm mental. Bun, mental. Hai să ți-o spun așa, mental. Mai ușor de digerat, poate o înțelegi mai bine. De exemplu, dacă știi că viața asta vine cu moarte la pachet, corpul ăsta se poate îmbolnăvi. Poți să mori. Acum, mâine, peste două minute, nu știi. De ce să mai faci probleme? Vezi? Ți-o spun mental. Poate o înțelegi mai ușor. Eu știu. Poate înțelegi mai ușor ce îți spun. Dacă înțelegi, spun mental. Dacă înțelegi corpul ăsta, da, nu poți să înțelegi tot mental. Trebuie să înțelegi prin trăire. Să trăiești ca și cum poți muri în păcat în secunda 2. Cum ar veni. Ți le explic numai mental. Că văd că dacă mă bag mai departe, nu înțelegeți niciunul dacă încep să povestesc. Niciunul nu puteți să înțelegeți dacă mă bag mai adânc. Și atunci vă explic ușor. Bun. Ai o minte, da? Corpul ăsta îți vine cu boală și cu moarte. Așa vine. E o moarte mai lentă. Te-ai născut și tu te mori. În fiecare zi tu te mori.
Deci tu nu crești, nu evoluezi, tu tot mori în fiecare zi tot mai mult. Dacă înțelegi mental chestia asta, că te naști și tot mori în fiecare secundă. În fiecare secundă mori. În fiecare lună mori. Tu ești, tu mori în fiecare moment. Mori. Corpul ăsta vine cu boală. Te poți îmbolnăvi oricând. No, dacă ai înțelege asta mental, ceea ce nu se poate, pentru că mintea nu poate să înțeleagă. Mintea vrea continuitate. Continuitate la muncă, continuitate la sex, continuitate. Minte. Dar tu, ca ființă, poți să guști paharul ăsta conștient. Dar mintea vrea continuitate. Îți s-o gătat momentul ăsta. Îi continuitate. Mai mult vin, mai mult sex, mai mulți bani, mai multe căsă. Mintea nu poate să stea în prezent. Copiii stau în prezent. Ai văzut la ei, e natural. Animalele stau în prezent. E natural. Așa e și natura ta. Doar că tu ai un plus, ai un beneficiu enorm. Ai minte. Dacă nu oprești și nu pornești când vrei tu, te va zăpăci. Te va zăpăci mintea asta. De exemplu, acum, eu tușesc. Altul poate să spună, bă, ăsta moare, fumează, moare. Și tu îți spui mintea ta, tragi o țigară, tușești, gata, am tuberculoză, am coronavirus, am nu știu ce. Vezi, deci proiectezi. Normal că e dificil să înțelegi ce-ți vorbesc eu. Proiectezi. Cum să mă opresc mintea? Cum? Există cum? Tot mintea întreabă, știi? Mintea întreabă cum să s-o oprească ea pe ea. Știi? Deci e o glumă, chiar. Ține minte la Farcașcălin. Tu ești o ființă umană. Când pică o umanitate în tine, rămâne ființă. Trebuie să pice umanitatea. Pentru că umanitatea te-a dus la necaz. Omul. O să-i spui ființa umană. Bun. Umanitatea trăiește dificil. La nivel psihic, mă refer. Trăiește dificil. Omul bolnav de depresie, anxietatea. Umanitatea trăiește dificil. Ființa nu are nicio legătură cu umanitatea. Exact cum un câine, nu are nicio problemă. Dacă îi dai mâncare, dacă nu îi dai. Deci cineva are grijă de noi. Dar tu nu te lași. În ego-ul ăla. Atât trebuie. Să te lași, da. Atât trebuie focusat. După aia întors, după aia spulberat. Aici o ființă umană, omule, ca o ființă animalică, ca o ființă de copac, ca o ființă de pasăre. Și tu ai un plus, minte umană, cel mai frumos. O să faci ce vrei tu. De-aia am încercat astăzi să-ți vorbesc mai pe înțelesul mentalului, că dacă mă duc în profunditate, nu mă mai înțelege nimeni. De-aia încerc să-ți spun, corpul ăsta vine cu bolă, moare. În fiecare zi tu mori, nu te naști, mori. Corporal.
Dar tu poți observa corpul, tu poți observa gândurile, înseamnă că tu ești în spatele lor. Și gândurile mor, vezi, ai astăzi un gând sexual, mâine moare gândul, nu mai ai, ai nervi pe ăla la muncă, pe vecinul, bă. Și gândul a murit sexual, să naște fuză, tot așa, ai tot felul de gânduri. Și el mor. Nu poți să trăiască. Așa și corpul ăsta. Dar tu ești dincolo de gânduri, dincolo de corp. Îl poți simți, dacă îl simți. De exemplu, dacă eu văd camera asta video, înseamnă că eu nu sunt camera video. Dacă îmi văd mâna cum se ridică, înseamnă că nu sunt mâna asta. Bineînțeles că mă doare dacă îmi bate cineva cu el mâna. Normal. Mă doare. În corp. Dar tu ești dincolo de corp. Deci de aia nu pot să înțelege. Dacă mă bag în profunditate, nu pot să înțelege. De aia spun niște lucruri esențiale. Dacă te baci într-un cuplu foarte frumos, vine cu compromisul. Dacă te baci în corp, de exemplu, fumezi mult sau așa, vine cu reversul metal, o să mor mai repede. Dar nu te afectează pe tine. Vezi, acum vă spun că e suflet, iar o interpretez. Tot timpul tu interpretezi viața. Dacă eu beau un par de vin acum, îl beau pur și simplu, fac un video, nu interpretez nimic. S-ar putea întâmpla, normal, la vinul ăsta țintă de nichi, în plămos, în mori, la țăgară, la fel, poate să cadă tavanul. Dar se întâmplă lucrurile astea. Cade tavanul, cum am pe mine? Mor acum de la un par de vin? Care îmi place să observez. Tu ai emoții. Fumezi. Mor. Mor anual. Zeci de mii de oameni, sute de mii din țigări. Bun. De ce te lași afectat? Că corpul ăsta vine cu moarte. Poți să nu fumezi să mori. Poți să nu fumezi. Trebuie să înțelegi. Dar înțelegerea vine prin practică. Degeaba îți spune acum, corpul ăsta vine cu bolă, poți să mori în fiecare secundă. Și mori de când te naști, o moarte lentă până când... Degeaba îți spun. Că nu înțelegi, vezi? Și eu ți-i explic. Natural. Și ce să nu mai rețeți? Fiind întrebări, peste întrebări, peste întrebări. Hai să-ți spun povestea cu Black. Eu dresam câinile ăsta, știi, mă uitam la haita de câină. Cei mai buni oameni în dresaj ca mine. Păi și eu am aplicat chestiile alea. Eu le-am aplicat, bă, urmăream cei mai tari oameni în dresaj ca mine. De-aia te sfătuiesc și pe tine, urmărește cei mai tari oameni în spiritualitate. Nu te lua cu ăștia. Nu te lua că nu sunt nebune. Cei mai tari, cei mai buni. Iar pe Iisus, pe Buddha, pe Osho, e cei mai tari. Nu lua de la colțul locului. Cărți recitite, recitite. Nu lua. Nu lua chestia asta. Nu merge. Am luat cei mai tari oameni în dresaj ca mine. Păi și omul a explicat. Băi, eu mă uitam foarte atent ce explic omul. Păi când mi-a explicat. Imediat aplicam. Îmi explica așa. Ce pune mâncarea la câine, dar nu-i o trage. Câinele, de exemplu, când era mic, Blacky, vine și își băga botul acolo, mărie, că vezi că iei din spațiul. Ce nu-i o așa, nu-l lăsa să mănânce, dar nu forța, stai calm și ridic eu în sus direct pe bot. Nu-i o trage, că vrea să prindă. După aceea, cum să plimbi un câine, tu trebuie să mergi înaintea câinelui. Liderul tot timpul e în
față. Câinele rămâne în spate. După care, copilul meu era mic și băga mâna acolo la câini și câine mâlăia. Mai să nu se da canișul, o rasă de caniși, foarte deșteaptă. Adică nu deșteaptă. Deci evoluați ca câini, știi? Atunci, asta am copilul să bage mâna. Dar înainte de asta, a făcut exercițiu zilnic, îi ridica ăsta sus bolul, știi, la câini. Până când avea control, el nu se mai arunca, venea cu mâncarea și întorcea cap. Gata, deja ai control. Dar nu control că îl controlezi pe câine, nu. Control că l-ai învățat ceva. Că animalitatea din om în animale, să nu iasă afară. Să fie un pic mai educați. Așa trebuie să faci și tu. Și tu când te enervezi. Tu te sparge păreți, tu te sângur în pădure, taie copaci, nu arunca pe alții. De ce? Și la celălalt ești tu, numai acum nu înțelegi. Așa că spiritualitatea e un fenomen foarte simplu. Doar că fără practică zilnic, nu merge. Zilnic trebuie să te lași în voia lui Dumnezeu, zilnic. Zilnic. În fiecare secundă, mai bine spus, trebuie să te lași în voia lui Dumnezeu. E cum a fac? Dacă îmi dă o boală, te lași. Te lași. Acum, mi s-a întâmplat mie boala asta. Eu am depresie, am anxietate. Nu, prostii. Nu. Fă tot ce poți să scapi de boala. Dar nu dori să scapi. Lasă lucrurile așa cum se ele. Ai șanse să scapi mult mai ușor. Dacă te împotrivești, bă, de ce mie? Cine e nebunul ăla care te întreabă de ce mie? E un nebun în tine. Ăla te-ai scos afară. Ușor, ușor, nu te locuie. Ca și cum te iei un nebun pe stradă, nu te locuie. Înțelege-l că e nebun. Asta trebuie făcut. Înțelege-l că e nebun și dă-i pace. Fii inteligent, înțelege. Ca și cum ai merge pe stradă. Mergi pe stradă, întâlnești un nebun, urlă, sparge asta. Păstrează distanța, ajută-l dacă poți, privește toată imaginea asta sus, jos, fi gata de acțiune, dar nu din stres, fi gata de orice, dar și să capi, bineînțeles, dar evită-l, adică evită-l înfruntându-l, adică trebuie să-l înțelegi că e nebun și poți să facă lucruri. Trebuie să te pregătești și atât. Să nu intre în proximitatea ta, să nu intre în preajma ta. Atât. Și să-l înțelegi. Omul ăsta e nebun. Dar nu-l evita cu frică. Nu? De ce cu frică? Evită văzând ce se întâmplă. Așa și cu minte. Nu evita minte. O să-ți vină, te spargi. Nu te nici în prietenii cu ea. Nu găsi nicio cale de mijloc. Nu merge. În depresie, anxietate, te poate ajuta doar un om care și-o depășit el. Dar nu, depășirea ți-a nu înțelege. Tu înțelegi. Camera asta de filmat, filmează. Eu înțeleg că filmează. Înțeleg că îți filmat. Înțeleg. Dar nu mă opun mie însumi. Nu mă opun. Fac ce vreau, beau un vin, vezi o țigară. De ce să mă opun mie? Camera filmează. De ce să mă arăt la cameră într-un fel și când mă vezi față în față să fiu altfel? M-aș opune mie.
Nu te mai opune ție. De ce să te opui? Și încearcă să te depășești. Aceasta e greșită. Tot e anunțul ăsta greșit. Toată povestea e greșită. Povestea trebuie scăpa de ea. Trebuie scăpa? Da, și asta e greșit spus, trebuie scăpa. N-ai nimic, mă. N-ai nici depresie, nici anxietate, nici frică. Chiar n-ai nimic, dar obișnuința te-a dus în momentul ăla. Exact cum te-ai obișnuit cu mine pe clipuri, să fac clipuri pe o canapea în spate, ceva pere în roșie, erau și o canapea mea. Eu fac mulțumit și pe scăunelul ăsta. Unul așa cerci, ori e canapă, ori e scăunel, ori orice. Așa trebuie să faci și tu. Să iei lucrurile așa cum însă. A nu poți. Știi? Există cum să faci chestia. Iei pe cei mai buni din lumea asta. Citește Biblia, citește Coranul, citește Upanishadele, citește ce vrei tu, Bhagavad Gita. Ia-i pe cei mai tari. Nu te duce ca un sărumân din spatele lui, că umblă numai bărbat. Ia-i pe cei mai tari, citește. Sau, fă-ți programare la mine, scapi mea, e nevoie de dorință în tine, e nevoie să ai o minte cât de cât deschisă. Adică, într-un fel, ce înseamnă o minte deschisă? O minte care primești, adică și dacă îmi plătești o sumă de bani, primești ceea ce îți dau. Dacă faci tu, te duc mai departe, dacă nu faci tu, ți-e egal. Asta înseamnă o minte deschisă. Doar să vadă ce lui. Dar, dacă vei doar să vezi ce lui, nu o să faci progres. Te mai cum, tu te să practici ce îl dau eu. Și cel mai simplu lucru de pe lumea asta ce îți dau. Ce o să-ți dau. Doar că mintea ta e așa complicată, încât nu înțelege că stai pe scaun și atât faci. Nu e acțiune aici. Tu mă vezi că acționez, mă trece un pișu, scuzați o secundă, fac un pișu și am revenit. Toți mari înțelepți au vorbit de unul și același lucru. Nimeni nu-și dă seama de ea. N-ai muncit cu tine, n-ai cum.
În ziua de azi, e foarte ușor de depășit mintea, în aceeași timp foarte dificil. E mult mai ușor de minte, e mult mai inteligent. În același timp e foarte greu, în același timp e foarte ușor. Fiind foarte inteligent, e ușor de întors să se curețe. Fiind foarte inteligent, e dificil. Că omul ăla deja are învățături băgate în cap. Până nu scos toate învățăturile din cap. Tu de acolo acționezi, dar tu nu-ți dai seama, nu-ți dai seama de nimic. N-ai cum să trăiești tare. Văd și eu ce am aici și pe internet. Ai nu știu ce Dumnezeu fac. Îți bag alte învățători, mamă. Mama mea, trebuie să scapi de învățături, să cureți. Cred că e destul. Vă mulțumesc, să aveți o seară frumoasă.